Credincioșii pot să se apropie de Dumnezeu și online, totul este să vrea. După ce am aflat că putem să ne spovedim pe net, acum nici pentru acatiste sau pomelnice nu mai este obligatoriu să mergem până la altar. Au apărut site-uri specializate care, în schimbul unor sume modice, colectează taxe pentru rugăciuni. Vorbim despre o practică legală, însă în dezacord cu creștinismul, potrivit reprezentanților Patriarhiei. Urmăriți un material realizat în colaborare cu Gândul.info. Nu trebuie să fii expert în IT pentru a obține iertarea păcatelor de pildă online. Chiar acum o să încercăm și noi să trimitem un pomelnic către una dintre mănăstirile înscrise pe acest site. Pentru început, completăm acatistul și precizăm că vrem să fim pomeniți o singură dată. Apoi optăm pentru una dintre cele 4 mănăstiri, de pildă Sfântul Ioan Rusul din Giurgiu. Indiferent însă de alegere, trebuie să achităm 1 euro pentru o zi de rugăciune. Dacă vrem ca preotul să ne rostească numele o lună întreagă, atunci facem un abonament de 24 de euro. Banii strânși ar trebui să se împartă între administratorii site-ului și biserică. După un simplu click, toate acatistele, printre care sper că și al meu, sosesc în căsuța de e-mail a mănăstirii. Imediat după aceea, ele ajung în altarul bisericii, unde absolut toți credincioșii sunt pomeniți de către părinte. Preotul confirmă că în fiecare săptămână primește 10 de mail-uri de la creștini. Își postează electronic ceea ce simte că are nevoie și noi le pomenim în mod gratuit. Spun acolo că sunt necăjit, sunt bolnav de cancer. Clericii de la Mănăstirea Dumbrăveni din Constanța recunosc că s-au modernizat din sărăcie. O parte din bani vin la mănăstire. Da. Păi altfel nu cred că ar face cineva un contract, să ia pomernice și cine le pomenește site-ul? Patriarhia Română nu recunoaște această practică și nu o validează. Noi avem contribuții benevole sau donații. Altfel spus, cineva poate oferi un pomelnic fără niciun ban, poate oferi 50 de bani, 1 leu sau 5 lei. Tocmai de aceea creștinii sunt sfătuiți să respecte vechile datini.